Davis Mangia, ce conflict ai avut? A fost o decizie grea de a pleca de acolo, pentru că soția mea era însărcinată în 8 luni, în momentul respectiv. Cu primul copil. Trebuia să nască la Winchester, locuiam într-un oraș care se numea Winchester. Am primit oferta asta, am avut o discuție chiar și cu Davis Mangia. Dacă năștea, copilul avea cetățenie. N-avea cetățenia, dar pentru că se năștea acolo, în special în orașul în care locuiam, avea deja automat, dacă vrea să meargă la facultate acolo, un discount de vreo 80.000 de lire la taxă. Așa. Mă rog, erau ceva avantaje. Erau. Și nu era asta neapărat o problemă, că mă gândeam că ajung la, vin la Craiova și joc și eu eram 100% convins că o să-mi repornesc cariera. O să-ți revii, da. O să-ți relansez cariera. Relansez cariera, da. A avut și o discuție telefonică cu dânsul, mi-a zis, da, am nevoie, vino. Ok. Asta e, am discutat cu soția, ne-am mutat la Craiova, a fost destul de greu să ne mutăm după 3 ani jumate cu tot ce aveam pe acolo și, mă rog, am luat decizia asta. Și am avut 5 meciuri în care mă lua în cantonament cu echipa și eram primul sub listă, știți cum se zice la fotbal. Deci primul, da. Tragi linie și era gardoș. Și a, ok, odată, de două ori, de trei ori am început să mă scoată din serite, pentru că dacă nu mă iei în primii 18, atunci măcar lasă-mă acasă, că abia se născuse copilul meu. Avea o explicare, eu nu înțelegeam, mă rog, explicațiile, că vrea să fiu lângă echipă, pentru că echipa nu câștigase niciun trofeu până atunci, sunt singurul jucător care am experiența asta de a câștiga trofee și să-i ajut. Nu știu ce măsură puteam eu să-i ajut nejucând. Cu vorba, cu ce să-i ajut? Cu vorba, da. Cu sfatul. Așa, de speaker motivațional putea să-l găsească în altă parte. Și, mă rog, cumva se umpluse paharul, am decis totuși să, după ce mi-am terminat împrumutul, că inițial am fost împrumutat de la Southampton la Craiova 4 luni, 5 luni. Am decis să semnez un contract pe 2 ani, dar tot cam la fel au mers lucrurile. Adică nu ne înțelegeam. Nu. Avea anumite idei fixe, nu accepta niciun fel de argument și până la urmă a pus capac chiar meciul cu FCSB, că era Craiova FCSB. Eu mă gândeam că voi fi titular, pentru că meciul precedent nu jucasem și echipa făcuse un egal acasă cu Hermannstadt. Și nu numai când am fost titular, am fost iarăși primul sub listă. Din nou în cantonament, din nou în afara lotului. Și atunci m-am enervat foarte tare, am spus niște lucruri și am plecat din ședința dinainte de meci. Și atunci, din momentul respectiv... Din ședința tehnică? Da. Adică, ce ai zis? Hai spune, acum... Nu se poate reproduce la televizor. Sau la... Adică l-ai înjurat de mamă? De ce? L-am înjurat, nu de mamă, am înjurat. Am înjurat. Adică ți-ai pierdut cumpătul, da, să zic așa. Da. Adică eu nu m-am citat cu niciun antrenor și am avut foarte mulți antrenori. Adică dacă stăm să dau o listă, cred că am avut vreo 25 de antrenori și am fost doar la 3-4 echipe. Deci chiar am mulți antrenori, dar cu el n-am reușit să mă înțeleg nici cum.